Te salut în lumea informaticii. Hai să explorez. În acest material vom învăța cum putem verifica proprietăți geometrice utilizând programe construite în blocuri. Teorema lui Pitagora afirmă că în orice triunghi dreptunghic, pătratul ipotenuzei este egal cu suma pătratelor catetelor. Invers, dacă avem trei numere naturale nenule, pentru care suma pătratelor a două dintre ele este egală cu pătratul celui de-al treilea număr, atunci aceste numere reprezintă lungimile laturilor unui triunghi dreptunghic. Avem BC pătrat egal AB pătrat plus AC pătrat dacă și numai dacă măsura unghiului A este de 90 de grade. În Blockly putem realiza un program care citește seturi de câte 3 numere naturale, reprezentând lungimile laturilor unui triunghi și verifică dacă aceste laturi pot sau nu să formeze un triunghi dreptunghic. De exemplu, 5, 4 și 3 pot reprezenta lungimile laturilor unui asemenea triunghi, deoarece 5 la pătrat este 25 și 3 la pătrat plus 4 la pătrat, adică 9 plus 16, este egal tot cu 25. Dar pentru setul 7, 5, 3, această egalitate nu mai este adevărată. Putem observa că valorile 5, 2 și 1 nu pot fi lungimile laturilor unui triunghi, deoarece 5 este mai mare decât 1 plus 2. Deci linia frântă obținută din alăturarea unor segmente de aceste lungimi nu se poate închide. Unul dintre segmente ar trebui să fie mai lung ca să poată forma un triunghi împreună cu celelalte două. Pentru simplitate, noi presupunem aici că datele de intrare respectă condiția de existență a triunghiului. A plus B mai mare ca C, A plus C mai mare ca B, B plus C mai mare ca A, cu excepția setului 000 folosit pentru terminarea programului. Să construim în Blockly un program care va citi într-o structură repetitivă cu test final seturi de câte 3 numere naturale AB, AC, BC. Programul verifică egalitatea AB pătrat plus AC pătrat egal BC pătrat și afișează mesajul corespunzător. Triunghiul este dreptunghic sau triunghiul nu este dreptunghic. Ieșirea din ciclu și implicit terminarea programului se va realiza prin introducerea setului 000. Să vedem implementarea programului în bloc. Definim variabilele necesare în secțiunea Variables. Le numim exact așa, AB, AC și BC. Definim structura repetitivă cu test final, adică intrăm în ciclu în mod necondiționat, avem repeat while true și o să ieșim cu breakout of loop când toate cele 3 numere introduse vor avea valoarea 0. În această zonă marcată cu galben vom trece după aceea toate instrucțiunile de care avem nevoie și pe care dorim să facă parte din ciclu. Astfel, citim valorile variabilelor AB, AC și BC. Verificăm teorema lui Pitagora și afișăm mesajele corespunzătoare. Observați, AB ori AB plus AC ori AC ar trebui să fie egal la această valoare cu BC ori BC.
expresia este plasată în structura decizională if, și dacă această egalitate are loc, atunci se execută al doilea if, cel din ramura do, if AB plus AC plus BC este diferit de 0, se afișează pe ecran mesajul triunghiul este dreptunghi. De ce avem această verificare a sumei AB plus AC plus BC? Pentru că vrem să știm dacă datele introduse nu reprezintă cumva cererea de ieșire din ciclu, adică setul 0, 0, 0. Dacă trei numere naturale au suma 0, înseamnă că fiecare număr este egal cu 0. Deci această condiție se poate folosi în locul condiției AB egal 0 and AC egal 0 and BC egal 0, care s-a utilizat pentru ieșirea din ciclu. Pe ramura else avem triunghiul nu este dreptunghic, adică dacă nu avem egalitatea din teorema lui Pitagora, atunci se afișează acest al doilea mesaj. Bineînțeles că toate aceste instrucțiuni vor fi plasate în interiorul marii structuri repetitive. Și în ultimul pas verificăm condiția de continuare. Dacă AB este 0 și AC este 0 și BC este 0, atunci ieșim din structura repetitivă. Altfel, totul se reia de la început pentru a testa un nou set de date. Să vedem cum se rulează acest program în Blockly. Pentru început, introducem setul de test 3, 4, 5. Triunghiul este dreptunghic, așa cum am văzut la început. Pentru valorile AB egal 4, AC egal 5 și BC egal 6, triunghiul nu este dreptunghic. Dacă introducem 0, 0 și 0, programul se oprește. Temă propusă. Construiți un program în Blockly care citește cele trei valori ale lungimii laturilor, apoi verifică dacă triunghiul este sau nu echilateral și afișează pe ecran un mesaj corespunzător. Un triunghi este echilateral dacă toate laturile sale au lungime egală. Succes!